M-a lăsat toată lumea, sunt falit, n-am bani nici să trec strada să-mi iau un pachet de țigări. Toți pe care i-am ajutat m-au uitat. S-au supărat că, vezi, Doamne, luam eu 95% și lor rămânea doar 5%. De aveam și eu cheltuieli. Plăteam oameni să-i păzească la fiecare eveniment, să nu fure din șpagă. Băgam benzină în Logan, să-i duc de colo-colo, să-i duc de la eveniment la eveniment. Acasă, când ajungeam de la cântări, le puneam masa. Le dădeam cartofi prăjiți, ouă, fasolică. Astea toate costau bani, tată. Dar nu-i problemă, Dan Bursuc a fost șmecher toată viața și va fi în continuare. O să vedeți că Dan Bursuc o să renască din cenușă. Cu ocazia asta vreau și eu să zic la telespectatorii tăi, dacă cineva caută clarinet în trupă, disponibil și nu sunt nici scump, 100 de euro, 200 de euro, cât ai acolo. Și Lele, dacă auzi asta, să-mi dai milionul la frate înapoi care ți l-am dat, știi tu. Te-am crescut, te-am făcut mare ca pe copilul meu, mi-ai furat milionul și ai plecat.